Hai că luăm un telefon, îl avem la telefon pe Cătălin Alexandru, realizator emisiunii Dinamo 79 și de la Radio Dinamo. Salut, Cătălin! Vă salut, domnilor! Vă salut! Ești la stadion, da? Ești pe Arcul de Triumf. Da, direct de la Arcul de Triumf. Bucurie mare! S-a terminat meciul? Nu s-a terminat încă, nu? Mai sunt câteva minute. Mai sunt câteva minute, este 5-0. Nu mai dați și voi niciun gol? A fost câtărințări aproape, a două minute să face 6-0, dar e spectacol. Deci fără probleme pentru Dinamo, un adversar destul de modest cu linia Constanța, doar problema scurului capului. E bine și 5-0, era nevoie de gol averaj, Cătălin, știam asta înainte de meci. Da, dar pe de altă parte acum Dinamo este la mâna ei, pentru că dacă câștigăm ultimele 3 meciuri, adică și acesta, suntem sigur de prezenta în play-off. Ultimele 2 meciuri, că ăsta deja e câștigat. Au mai rămas 2, da. Ăsta e deja câștigat. Te completează Dacian Varga. Da. Mult salut și pe Dacian. Dacă îl câștigăm cu Schellinger și cu Timișoara, Dinamo este în play-off. Exact. Cătălin, vreau să vorbim puțin despre preluarea acțiunilor. După discuția noastră de vineri, iată, se aude galeria acolo frumos în spate, am avut comunicat oficial și spuneam eu că s-au schimbat cumva datele problemei față de vineri. În primul rând am aflat că One Properties nu este implicată în tranzacție. Am citit un interviu chiar în Fanatic și am mai aflat, spune domnul Voicu, că este implicat cumva pe persoană fizică la Dinamo și nu prin firmele pe care le reprezintă. O inițiativă personală. Da, este o inițiativă în care este implicat și Andrei Nicolescu, care a fost vicepreședinte la FIB. Corect. Amândoi sunt implicați cu firma Red & White Management. Chiar astăzi au spus că vor să mai aibă și alți antreprenori care să se alăture de mersului. Într-adevăr, One United nu este implicată în această tranzacție, dar nu este exclus ca pe viitor să se întâmple acest lucru. Ah, ok. Asta e o știre. Deci spui tu că n-au ieșit definitiv și așteaptă cumva în continuare să vadă ce se întâmplă cu planul de reorganizare, da? Exact. Asta este ideea. Dacă va fi refăcut planul de reorganizare, atunci cu siguranță se vor alătura și alți investitori, poate chiar cei de la One și alte persoane sunt așteptate din câte am înțeles. Dar refacerea planului de reorganizare este punctul de bază. Cătălin, a apărut această informație mai mult decât o speculație. O spune Mitică Dragomir, care știm bine că știe destul de multe lucruri în general. Din ce spune el, Nicolae Badea ar fi cumva implicat mai mult decât o știm, a dat de înțeles. Crezi varianta asta? Eu. Da, Nicolae Badea este implicat în o formă sau alta, deoarece negocierile pentru cedarea pachetului majoritate au avut loc chiar la sediul computerului. Asta da, am știut-o și e omul care a insistat foarte mult pe lângă acești oameni. Știm bine că e prieten cu domnul Voicu, dar... Domnul Dragomir duce puțin mai departe discuția, că ar fi în spatele unuia cel puțin dintre ei, cumva. E posibil la un moment dat să aflăm detalii despre implicarea lui Nicolae Badea. Uite, ca informație, miercuri va avea loc mult așteptată acea conferință de presă, în care vom afla mai multe detalii. Să vedem exact și despre Nicolae Badea, cum de implicat este. Eu cred că nu va fi atât de mult implicat, dar probabil va avea altă atitudine față de Dinamo, față de cea din ultimele luni, zic eu ce zic. Cătălin, ne-am uitat și noi la meci, am văzut că nu era stadionul chiar atât de plin. Vreau să te întreb, din ce știi, câți oameni au fost la stadion și câte bilete s-au vândut de fapt, dacă mai funcționează acest sistem de a cumpăra bilete chiar dacă nu mergi la meci, pentru a susține Dinamo? Din informațiile mele, aproximativ 4.000 de spectatori. Peluza este plină în momentul de față. Da, am înțeles da. Că au fost mari probleme cu accesul. Din păcate, stadionul este amplasat în unde extraordinar. Accesul se face foarte greu. Foarte greu a fost permis accesul în peluză, mai ales. Stadionul nou. Da, stadion nou, dar foarte puține porți de acces, foarte puține zone de acces. De exemplu, două galerii adverse nu pot
sta niciodată în acest stadion, pentru că accesul se face din acea zonă. A, minunat. Da. A fost gândit pentru atletism și rugby, probabil. Exact, exact. Da, păcat, păcat, îmi pare rău să aud asta. Ce vreau să te mai întreb, Cătălin? Întreabă dacă la oficială e plin. Întreabă Dacian dacă e plin la oficială, dacă a venit cineva dintre noi acționari. Foarte bună întrebarea. Mulțumesc, Dacian. L-am văzut pe domnul Eugen Boicu, l-am văzut. Am văzut să ar fi și Andrei Niculescu, dar nu l-am văzut. Dar pe domnul Eugen Boicu l-am văzut. Este de la meci. Facem jurnalist bun din Dacian aici, e clară treaba. Cătălin, vreau să te întreb, dacă Dinamo bifează aceste două victorii, două echipe, Schellenberg care nu mai are nicio miză și Poli care e pe penultimul loc, Poli Timișoara, ne putem aștepta să încerce Dinamo să forțeze în play-off, să mai transfere, să încerce să legitimeze ceva jucători, să se întărească? Eu cred că nu, din ce am discutat la un moment dat și cu Ovidiu Burcă, astăzi este foarte târziu, pentru că e greu să mai integrezi un jucător în momentul de față în echipă. Aici Dacian Varga poate să spună mai multe. Eu cred că este prea târziu să mai fie toate transferuri. Ar fi fost nevoie de un atacant, dar cred că e mult prea târziu. Și de un fundaș central. Uite, completează Dacian, de un fundaș central ar mai fi nevoie. Da, numeric, într-adevăr, are mare dreptate. Acum sunt Giaper și Patrice. Benai este suspendat și nu ai alt fundaș central de meserie, în afară de Fone, care are 17 ani. Da, n-ai variante de backup până la urmă, chiar dacă ai un prim 11, cât de cât... Da, da, scuze-mă, okay, dacă nu mă înșel, Dinamo cred că nici nu poate să facă transferuri. Nu, are intendiști la transferuri, ai dreptate, dar era discuția că poate venind noi investitori, va fi ridicată, dar cred că nu aceasta este prioritatea, obținerea licenței. Da, în ideea asta să se deblocheze asta cu problema cu transferurile și să se facă niște o infuzie de capital și să se aducă niște jucători să-ți asigure promovarea până la urmă, pentru că vorbești de alți bani, îți poți scoateți banii în felul ăsta. Da, absolut. Oricum în play-off, orice se poate întâmpla, important este să ajungi acolo și să ai o diferență de puncte destul de mică de recuperat. Chiar și de echipele care merg direct, locurile 1 și 2. Corect. Cătălin, vreau să te mai întreb joi, dacă știi ce, dacă ai pregătit ceva la Dinamo 7-9, dacă ai ceva să anunți pentru suporterii lui Dinamo sau dacă ți-i secret acum, nu știu, cum o joci pe partea asta de PR, de imagine. Încerc să țin secret momentan, dar vreau să am alături de mine pe cineva implicat în toată această tranzacție și va fi un material pregătit cu o inițiativă a clubului, o nouă inițiativă de marketing, despre care nu se știu foarte multe lucruri, dar o să fac un material firmat chiar cu Vlad Iacob. Ah, interesant. Bun, deci o dezvăluire din o altă inițiativă a suporterilor. Eu cred că acest gen de inițiative nu fac decât sau ar trebui să se motiveze pe cei care vin lângă Dinamo ca investitori să facă și ei cât de mult pot sau chiar mai mult decât fac suporterii în momentul ăsta. Da, aici este mai degrabă inițiativă strictă a clubului pe baza unei marketplace dedicat clubului Dinamo, dar mai multe detalii o să aflăm în materialul pregătit pentru Play Sport. Așa rămâne. Bun, mulțumim mult de tot, Cătălin Alexandru. Rămâne pe joi Dinamo 7-9, așadar, cu Cătălin și cu surprizele pe care le-a pregătit. Am stat de vorbă cu Cătălin de la stadion.